A promis că nu va face politică la primărie, dar astăzi a anunțat oficial denumirea propriului partid. Încă din decembrie 2021, primarul de Chișinău, Ion Ceban, și-a făcut publică intenția de a crea Mișcarea Alternativa Națională. A urmat o perioadă în care Ceban a folosit cu regularitate platformele de comunicare publică ale primăriei pentru a critica guvernarea PAS, iar astăzi s-a lansat oficial în politică, tot de la primărie, mai exact de la tribuna din sala de ședințe a Consiliului Municipal Chișinău. Apărut la tribună în cadrul unui briefing neanunțat, Ion Ceban a declarat că timp de aproape 3 ani de când este primar, a reușit să demonstreze că orașul Chișinău și suburbiile pot să se dezvolte, iar oamenii să simtă cu adevărat schimbările pozitive. Ceban a mai spus că într-o perioadă grea, Chișinăul a reușit să rămână o insulă de dezvoltare în pofida anumitor obstacole. Primarul cu ambiții politice a mai spus că acest model de dezvoltare a capitalei poate fi replicat în întreaga țară. Ceban nu a uitat să critice actuala guvernare, pe care o acuză de incompetență. Toată lumea este de vină, numai nu ei. Se acoperă ca să nu facă nimic din ceea ce au promis oamenilor cu mult fast. Noi, în comparație cu ei, suntem oameni și după anunțul din decembrie cu privire la crearea Mișcării Alternativă Națională și odată cu începerea războiului în Ucraina, am considerat că este omenesc să facem o pauză și să ne implicăm plenar în susținerea refugiaților și în gestionarea acestei crize. Între timp, îmi dau seama că dacă nu intervenim imediat, riscăm ca Republica Moldova să ajungă în faliment. Ceban s-a laudat că foarte mulți oameni îl sună și cer să vină în proiectul său politic, Partidul Mișcarea Alternativa Națională. Primarul nu a precizat însă cine anume va face parte din echipa sa și nu a anunțat niciun nume. Totuși, el s-a arătat convins că formațiunea sa va prelua puterea și va face ca în 10 ani Republica Moldova să ajungă la nivelul standardelor țărilor din sud-estul Europei. Asta fără să pronunțe vreun model de țară din această regiune spre care va tinde partidul său. În același timp, Ceban a spus că formațiunea politică pe care o lansează va lupta pentru neutralitatea Republicii Moldova, dar și pentru integrarea europeană. Acuzațiile și declarațiile primarului general au fost comentate în scurt timp de unii reprezentanți ai puterii. Azi, Ion de la tribuna primăriei Chișinău anunță despre crearea unui partid pentru integrare europeană. Ion, ești hazliu. Probabil e nevoie de mișcare alternativă pentru Chișinău. Am zis în urmă cu un an că Moscova nu are nevoie de încă un partid radical deschis pro-rus. Următorul proiect al Moscovei va fi un partid numit pro-european, un partid care să spună: noi suntem pro-europeni, dar valori tradiționale, dar relațiile cu Rusia, dar acordul de asociere nu e bun. Și alte clișee din astea de care auzim la marginal din alte țări membre UE. Azi primarul Cica politic, fostul consilier al pro-rusului Dodon, fost membru al partidului pro-rus PSRM Ivan Ceban, a promis că face partid. Nu m-am mirat deloc când am auzit că face partid pro-european, pentru că Moscova are nevoie de un partid pro-european pe care să-l controleze. Iar președintele platformei Dadinu Plângău a scris într-un mesaj pe Facebook că încă un pas și Ion Ceban va declara că-i unionist. Amintim că în toamna anului 2019, între cele două tururi de scrutin pentru primăria Chișinău, Ion Ceban spunea că nu va face politică dacă va fi ales primar. În oraș nu poate fi politică din start. În oraș e vorba de gropi, canalizare și de fondul locativ, spunea pe atunci Ceban la o emisiune TV.